Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special? Urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv, Mircea Cosel Bratosin la microfon, alături de domnul președinte Mircea Lazăr, cu licență B de antrenor și cu multe rezultate frumoase și ca antrenor, dar și ca jucător. Îi spun, bine ați venit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv și mă bucur să am ocazia să fiți împreună cu mine în această ocazie. Bună seara! Bine ați venit și în calitate de președinte al echipei de fotbal de seniori CSM 2007 Focșani, Liga a 3-a, Seria a 2-a și lider în acest moment după etapa 13-a. Aș vrea să cunoaștem pe Mircea Lazăr, cine este, domnul antrenor, dar și președinte în acest moment la CSM 2007 Focșani. Să ne vorbiți puțin despre dumneavoastră, despre cariera dumneavoastră de jucător, de antrenor, să ne povestiți puțin evoluția dumneavoastră, cum ați ajuns până în momentul de față. Pot spune că am început fotbalul la vârsta de 14 ani, destul de târziu pentru vremurile acestea. Acum mulți ani în urmă să încep fotbalul la 13-14 ani nu era deloc târziu. Acum, dacă un sportiv, un copil, începe fotbalul la 14 ani, deja e greu să se acomodeze, e greu să se regăsească. Am început fotbalul la vârsta de 14 ani cu domnul profesor, cu regretatul profesor Renzo Emilian. Am continuat cu domnul profesor Gheorghe Cernat, cu domnul Vasile Burgă, care acum este și director sportiv al clubului. De la liceul sportiv am trecut la clubul Juventus Focșani, unde președinte a fost domnul profesor Paizan și actualmente la Juventus tot dumnealui este președintele clubului. Antrenorul l-am avut pe Laurențiu Muscalu, care este momentan este antrenorul clubului ProSport Focșani, un club care se ocupă și se preocupă foarte mult de copiii din Focșani și din județ. Am continuat la CF Predeal, după care am revenit la CSM Focșani. În 2006 am revenit la CSM Focșani, cu care am și promovat în Liga a doua. Revin un pic când am venit la CSM Focșani. În 2006 am activat și la echipa de futsal la orașul care activa în Liga 1. În 2007 am început și cariera de antrenor, concomitent cu cea de jucător. Unul din antrenorii de atunci, e vorba de colegul meu, de Orlando Șerpodică, m-a rugat, m-a întrebat, n-ai vrea să fii și antrenor? Și chiar am acceptat, am preluat o grupă de copii și mi-a plăcut foarte mult. Ok. Dumneavoastră aveți multe rezultate și ca antrenor. V-a plăcut foarte mult copiii și se pare că ați avut o mare parte a carierei ocupându-vă de copii ai echipei CSM Focșani. Da, am început, după cum v-am spus, în 2007, cariera de antrenor. Lucrul cu copiii este un lucru foarte frumos, e un lucru care îți cere multe, da? Trebuie să fii foarte atent cum vorbești, cum explici, trebuie să te faci înțeles, trebuie să te faci plăcut, astfel încât copilul să poată acumula foarte multe lucruri, practic ABC-ul fotbalului pleacă de la antrenorul de copii. Pentru că dumneavoastră sunteți oarecum și profesor la bază de educație fizică. Da, sunt profesor. Și atunci automat s-au legat lucrurile astea. Da, pot spune cariera de antrenor am început înainte de cariera de profesor. Din 2011 sunt profesor de educație fizică și sport la școala Anghel Salini din Focșani, cu care, cu mândrie, pot spune că am la campionatele naționale de fotbal școlar, la Cupa Timbarc în 2017,
Am câștigat locul 3 la categoria U12 și în 2019 am jucat finala campionatului național, tot cu școala Angel Salini, obținând locul 2, o performanță foarte bună, spun eu, și nu numai eu, la nivel de, la nivel de școlari. Pentru că noi cu Afocșanu pot spune că nu avem o mare tradiție în fotbal, dar căutăm să ne ridicăm la un nivel foarte înalt la orice competiție o jucăm, atât la fotbal cât și la celelalte sporturi. Să înțeleg că dumneavoastră ca și profesor mai activați la momentul de față. Da, da, încă sunt profesor de educație fizică și sport la școala Angel Salini din Focșani. Și ați racolat ceva jucători de acolo ca să de acolo să transferați către CSM la echipa de juniori? Da. Pot spune că la ora aceasta, în cadrul clubului CSM Focșani 2007, de la școala Angel Salini avem la centru de copii și juniori, avem copii, haideți să încep să-i număr, dar nu prea ar fi corect să nu uit vreun copil și când dar e un număr frumos, să înțeleg. Aveți, mă gândesc, peste 10-15 cel puțin. Sunt cu siguranță, sunt 10-15 copii, haideți să-i număr care mai sunt la momentul acesta în clubul nostru. Este vorba de un, la ora aceasta sunt mulți, deci din școala Angel Salini au plecat Lorenzo Stoica, care l-avem la echipa de seniori, a și debutat la vârsta de 15 ani, chiar a marcat un gol cu viitorii noștri adversari de sâmbătă, cu Oțelul Galați. Cred că este cel mai tânăr marcator din istoria clubului. Călin Badașcă, Ionescu Roberto, Danila Teodor, Racovița Andrei, Ciobanu Cristian, Joghiu Ștefan, Antohe. Ce jucători aveți dumneavoastră dați la o echipă de Liga 1? Aveți un jucător de când ați intrat în... De când am început cariera de antrenor, încă nu a ajuns niciunul din acești copii să joace Liga 1, dar de la clubul nostru, de la CSM Focșani, pot spune că avem capitanul naționalei Under 16, este vorba de Rareș Fătu, un copil foarte bun, un copil serios, un copil muncitor, de mare viitor, care la 13 ani a fost în curtea noastră, de la 5 la 13 ani, la 13 ani a plecat la Academia Hagi. În afară de Rareș Fătu, mai avem încă 2-3 promisiuni, încă 2-3 copii foarte buni, care cu siguranță vor face pasul către mare performanță. Da, este o performanță și felicitări pentru acest lucru. Și dumneavoastră ați recuperat mai multe așa transformări în cadrul clubului CSM Focșani. Da, și nu numai, vă pot spune că în anul 2014, cu grupa de copii născuți în 2006 am fost campion național, în 2015 vicecampion național, în 2019 la Cupa Hagi Danone suntem locul 3 național, de asemenea avem și 3 campionate mondiale de copii jucate, Mondialito în Portugalia în 2015-2016 și la Barcelona în Spania în 2017. Nu va fura Barcelona niciun jucător? Va urma. Pentru că ei pun ochii pe juniori, nu au talentul ăsta mare, mai ales că au o bază de și o academie destul de puternică ca și cea lui Hagi și cea din Amsterdam. La Focșani se dorește o astfel de academie pe viitor? Noi la Focșani ne dorim să facem un centru de copii și juniori foarte puternic. Cuvântul Academie este un cuvânt, direi un cuvânt care obligă și de fiecare dată când aud acest cuvânt, știți cum,
noi auzim peste tot, a făcut academie, s-a făcut academie, e propriu spus, o academie obligă, o academie cere spații de cazare, o academie cere școlarizare, o academie cere un program de antrenament foarte serios, foarte riguros, așa că n-ar fi bine să ne jucăm cu aceste cuvinte gen academie. Noi vrem să facem un club foarte puternic la noi în Focșani, cu antrenori foarte pregătiți, cu copii foarte buni, cu copii care să beneficieze de toate condițiile pentru mare performanță. Deocamdată suferim la infrastructură, la partea de terenuri, dar sperăm ca într-un an jumate să reușim să rezolvăm și această problemă a suprafețelor de joc. Cum sunt cu sponsorizările? Că știm că anul trecut și în anii trecuți erau mai mulți bani și acum, odată cu pandemia, s-a mai subțiat punga. Punga s-a mai subțiat față de anul trecut, nu mai e un buget ca în prima parte a anului, dar am readus, odată cu readucerea noului staff tehnic și a noi conduceri, am reușit cât de cât să readucem jucătorii din Francia înapoi la echipă, împreună cu jucătorii care au mai rămas veniți din afară, să creăm o echipă frumoasă, o echipă competitivă, zic eu, și să începem și să încercăm să facem lucruri frumoase la Focșani, pentru că orașul ăsta merită o echipă bună, o echipă competitivă. Mă gândesc că cu bani puțin se poate face multe și cu bani mulți, de cum am constatat în ultimii 2-3 ani, nu s-a făcut mai nimic. Haide să nu vorbim de ce a fost. Păi, nu, dar e vorba de cota de jucătorului care a venit să joace și vorbim ce avem acum, la ora actuală, că vedem ce se întâmplă pe teren. Nu vorbim de ce nu este pe teren. Știți cum este? Ce este știți care e întrebarea mea? De fapt, Vă rog. De fapt, ce aduce în spatele acestor rezultate? Pentru că sunt niște secrete. Ce este diferit? Vedeți, aici este vorba de ce a schimbat Marius Bratu față de Alin Chita, de exemplu, ca și mentalitatea de antrenament, mentalitatea de discuție psihologică, de vorbim de lucruri de astea care sunt importante pentru un jucător care pleacă de la nivelul Ligii a 3-a și poate ajunge în Liga 1. Totul pleacă de la pricepere și spun că asta este lucrul cel mai important. În primul rând, după venirea mea ca președinte, mi-am ales staful tehnic. Cred că mă pricep cât de cât la fotbal și știu și pot să aleg oameni potriviți pentru locul potrivit, să spunem așa. Ca și staff tehnic am ales să lucrez cu Marius Bratu ca antrenor principal, cu Cristi Naciu ca preparator fizic, cu Octavian Bucătaru ca și antrenor secund, cu Vasile Burgă ca director sportiv și ceilalți care sunt pe lângă noi, stafful administrativ care se ocupă cu îngrijirea terenului, cu cei care sunt lângă noi, cu magazioneri, cu absolut toată lumea din jurul nostru. Cred că am reușit să formăm o echipă bună, care avem același obiectiv, avem aceleași țeluri. Referitor la Marius Bratu, Marius Bratu este un produs al Focșaniului, un produs care a activat în mare performanță, care a stat în mari vestiare, care ca și antrenor la Timișoara, dacă nu mă înșel, a jucat în Champions League cu Timișoara, știe ce este fotbalul și a revenit la Focșani cu mare drag să facă o echipă competitivă. A reușit să facă un vestiar bun, chiar dacă valoric, să spunem, dar cred că greșesc când spun valoric, echipa de care este acum este sub nivelul celei de anul trecut, cred că aș jigni jucătorii de acum. Acum pot spune că avem niște jucători în formă, niște jucători inimoși, niște jucători care au primit șansa de la actualul staff tehnic să se exprime în teren și o fac foarte bine. Din ce se vede,
din ce se vede, în 4-5 luni de zile de când am preluat această echipă, de când staful tehnic a preluat această echipă, au făcut progrese mari. Drept dovadă, suntem pe primul loc la ora asta și ne bucurăm foarte tare. Deci cred că toți focșenii se bucură de parcursul frumos al acestei echipe de până acum. Vă dați seama, de vreo 15 ani CSM Focșani sau Unirea Focșani sau Diplomatii Focșani era cândva pe primele locuri în Liga a 3-a și promova. Da, într-adevăr, cred că mi-e greu să mă exprim acum, dar în 2007, acum 15 ani, cred, 14-15 ani, Marius Bratu a promovat din Liga a 3-a ca președinte, eu eram jucător atunci, sper să o fac eu ca președinte și el ca antrenor, dar tot aud și prin ziare se scrie în ultimele zile că Focșani, promovare. Cred la ora asta că echipa care are cele mai mari șanse la promovare și ca și lot, ca și buget, este Oțelul Galați. Noi suntem o echipă bună, antrenorii noștri au reușit să facă minuni până acum să ducă echipa pe primul loc, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și în același timp aș vrea să iau un pic presiunea după echipă, că aud promovare, se promovează, trebuie să promovăm, să nu uităm că mare parte din acești jucători anul trecut și acum 2 ani au jucat, din acești jucători cred că au jucat 2-3 jucători maxim au fost titulari. Noi am reușit să-i facem pe toți cei care anul trecut au stat mai mult prin tribună, s-au fost scoși în afara loturii, sau unii au fost delegați, genul Mădălin Predoiu, care era delegat al clubului, noi l-am reactivat, antrenorul Marius Bratu cu staful lui l-a reactivat și este un jucător pe care ne putem baza și ar trebui să ne gândim un pic, să mai punem presiune așa mare cu promovare. La începutul sezonului noi am vrut, obiectivul nostru a fost să creăm o echipă competitivă, să luăm etapă cu etapă și să ajungem cât mai sus la sfârșitul campionatului. Dacă ajungeți în play-off, ce vă doriți? Vă dați seama, noi ne dorim să câștigăm fiecare meci. Fiecare meci pe care îl jucăm, îl abordăm la victorie. Așa suntem clădiți și așa vom face. Vedeți dumneavoastră, seriozitatea și caracterul și amprenta antrenorului se cunoaște. Adică da, este vizibil. Asta nu putem să o ignorăm. Adică seriozitatea în teren, indicațiile care se dau din teren sunt puse în practică. Asta e cel mai important. Dacă jucătorul nu-și face de cap și are fumuri în cap și zice, lasă că știu eu ce am de făcut, nu-mi spune tu mie. Că eu am experiență de Liga 1, că aveți jucători de Liga 1 în echipă care și-a lăudat antrenorul foarte mult. Și vedeți postările lui de pe rețelele de socializare sunt pozitive față de antrenor și staff. Și a pus și un videoclip foarte frumos, cred că l-ați văzut, din vestiar, în care demonstrează că relația dintre antrenori și jucători este una de bună calitate și relație apropiată, inimă lângă inimă, cu același gând. Da, să știți că Marius Bratu este unul din antrenorii care motivează foarte bine jucătorii, un antrenor care dă încredere jucătorilor, care dă încredere jucătorilor tineri și care este foarte, foarte aproape de aceștia. Este întotdeauna în preajma lor, îi ascultă, este foarte atent cu nevoile lor, cu bucuriile lor și cred că a reușit să facă un vestiar foarte bun și să-și apropie foarte mult. Am înțeles de la jucători că ies împreună, discută, relaționează mult, îi stimulează în așa fel încât să țină compactă echipa. Păi, cred că asta este normalitate. Dacă în unele vestiare, poate la alte echipe sau în alte conjuncturi, jucătorii nu sunt apropiați, pentru a face performanță, jucătorii trebuie să fie
ca o familie, sau poate e mult spus ca o familie, ar trebui să fie colegi, să existe relație de respect între jucători, între jucători și antrenori, între jucători și staff tehnic și administrativ, și doar așa se poate face performanță. Dar clar că este și disciplină. Fără disciplină nu există performanță. Fără disciplină nu există nimic. Fără disciplină nu se poate performa în niciun domeniu. De sport nu mai vorbim. Jucătorii noștri sunt disciplinați, antrenorul știe să fie aproape de ei, știe când să fie dur, știe când să-i strângă în brațe, să spune, știe să-i strângă, știe să-i lase, și cred că asta este și cheia succesului, de altfel. Și pe deasupra un președinte care își încurajează antrenorul să ia deciziile singur, neajutat, cum se întâmplă pe la unele echipe, se pleacă antrenorul pentru că alt antrenor, cu ghilimele, înțelegeți dumneavoastră, ia deciziile. Știu foarte bine la ce vă referiți. La CSM Focșani 2007, antrenorul și doar antrenorul ia deciziile în ceea ce privește echipa, în ceea ce privește partea de antrenament, partea tehnico-tactică, nimeni altcineva nu intervine și nu ar fi profesionist să intervină în antrenamentele și în pregătirea tehnico-tactică. Dacă intervii, dar Marius este un antrenor cu personalitate care nu permite așa ceva, și nu e că nu permite așa ceva, eu ca președinte nu-mi permit eu să sugerez antrenorului sau directorul sportiv sau oricine altcineva, nu ne permitem să-i sugerăm antrenorului anumite lucruri, pentru că nu e profesionist. Antrenorul răspunde de rezultate și până acum rezultatele se văd. Asta înseamnă că antrenorul și-a făcut treaba foarte bine alături de staff-ul lui. Noi ne bucurăm foarte mult, îi dăm credit în continuare, suntem aproape de el și orice are nevoie primește. Mă gândesc că va avea nevoie și de jucători, pentru că mai trebuie plombate anumite, ca să zic așa, locuri din defensivă, da, din mijlocul terenului, chiar și din partea din față acolo, pivotul, ca să spunem așa, atacantul trebuie să fie în gura porții acolo. Într-adevăr, vor mai veni doi jucători, cred, trei maxim, în care, sau ceva genul de jucători pe care noi nu-l avem, un număr 10, să spunem, un coordonator de joc, dar asta rămâne doar la latitudinea antrenorului, ce jucători va dori. Noi vom face tot posibilul să-i punem la dispoziție. Da, asta este un lucru foarte bun. Și vreau să le spunem că anul trecut Dacia Unirea Brăila, cu bani puțini, a promovat peste Oțelul Galați și a avut așa, știți foarte bine că Florentin Petre a scos și bani din buzunar ca să poată să facă deplasarea în acel play-off de promovare cu Oțelul Galați. Deși noi scoatem bani din buzunar, să nu credeți că nu scoatem bani din buzunar. Și vă dați seama că n-aveau bani, Consiliul Local nu mai putea să ofere bani și tot au jucat și au performat și Galațiu era tot la fel cu jucătorii cei mai buni în teren. Dar pe unde i-a prins Brăila, pe acolo i-a bătut. Ei, totuși eu îmi doresc să fim cu picioarele pe pământ, să fim foarte atenți și totuși Oțelul Galați este o echipă de tradiție care chiar cu Dornel Munteanu a câștigat campionatul național, da? Singurul titlu din istoria Galațiului este locul Dornel Munteanu, dacă nu mă înșel. Da. E singurul titlu pe care l-a luat Oțelul de când știm noi. Exact. Și totuși, Oțelul Galați e o echipă care trebuie respectată, o echipă cu foarte mulți suporteri, o echipă cu un buget bun, o echipă cu un lot echilibrat, cu dubluri pe post de cam de aceeași valoare, cu un antrenor foarte bun, vă dați seama, un antrenor care a câștigat campionatul național în România, spune multe. Bun, ce echipe vă mai temeți? De ce echipe vă mai temeți? Sau care
credeți dumneavoastră că vor fi în play-off? Asta cu temerea, nu ne temem de nimeni și de nimic. Fotbalul este un sport, noi îl practicăm, îl jucăm, nu ne temem. Pot spune, din această serie mai sunt două echipe care, cred eu, cred că vor fi în play-off, Metalul Buzău și Liești. Metalul Buzău, o echipă foarte bună, la fel cu dubluri pe post, cu jucători foarte buni, foarte, foarte buni. Și l-aveți pe Adrian Toma acolo. Și l-avem și pe, da, pe Turcșaneanul nostru, pe Adrian Toma. În play-off cam aici, cam aceasta cred că va fi formula de play-off. Dar să nu uităm și de Râmnicu Sărat, care a ajuns repede din urmă, am văzut. A ajuns repede din urmă, o echipă care la începutul campionatului poate nu credea nimeni că va ajunge în play-off, ca și noi de altfel. Dar acum, sincer să fim, noi când am preluat echipa, foarte mulți jucători plecați, am readus jucători autohtoni, jucători care n-au jucat de un an de zile și nu ne așteptam să fim pe primul loc acum, sincer să fim, ne așteptam să fim undeva în jurul locurilor 5-6, da? Să vroiam să facem, să practicăm un fotbal frumos, un fotbal plăcut ochiului, să readucem vrâncenii, focșănenii la stadion, să readucem lumea la stadion, acesta a fost scopul nostru. Dar dacă valul ne-a dus aici, dacă oamenii ăștia au muncit foarte bine, atât jucători, cât și antrenori au muncit foarte bine, au ajuns pe locul 1, noi îi susținem și toată suflarea orașului și a vrâncenii susțin această echipă. Bun, rezultatele aduc și sponsori, mă gândesc, și sper ca emisiunea asta să o vadă cât mai multe persoane și să fie dusă peste mări și țări, ca să spunem așa, pentru a demonstra că echipa asta, odată că venim rezultatele, sunt nevoie și de fonduri din partea celor din România și din afara țării, cine ar vrea să preia o parte din greutățile astea financiare, pentru a ușura da. Pe umerii dumneavoastră acolo lucrurile și de a putea face mai mult decât se poate acum. Vă dați seama că bugetul unei comunități, bugetul unui club municipal nu poate suporta foarte cheltuieli foarte mari și de aceea este nevoie ca, nu numai la fotbal, și la orice ramură sportivă să mai vină 2-3 agenți comerciali, să mai vină 2-3 sponsori aproape de echipă sau un sponsor puternic care să mai preia din această povară financiară pe care o suportă Consiliul Local, care suportă primăria municipiului, da? Avem discuții cu 2-3 sponsori, sperăm ca din returul campionatului să vină aproape de noi și oricine dorește să fie aproape de echipa de fotbal este binevenit cu orice aport financiar. Domnule președinte, ați avut oferte de finanțator? Trecem la nivelul următor, adică sponsor, da. Un finanțator și a zis, uite, îmi place echipa asta, îmi place proiectul vostru și vreau să preiau această echipă. Deocamdată nu, datorită contextului pandemic actual, lumea în ultima perioadă nu prea a mai avut acces la stadion și expunerea fotbalului nu a fost așa de mare pe cât ne așteptam. Dacă erau timpuri favorabile, dacă nu era contextul acesta pandemic, cu siguranță aduceam foarte mulți oameni la stadion. Deja lumea în Focșan vorbește că e o echipă frumoasă, e o echipă tânără, chiar avem o echipă tânără, un antrenor care promovează jucătorii tineri, care promovează bunele practici. Și se vorbește frumos de echipa noastră și sperăm să facem un parcurs, să avem un parcurs bun și să facem figuri frumoase de-a lungul timpului. Cred că la fotbal, ca și în orice sport de altfel, este nevoie de un proiect la 2-3 ani în sus, pentru că e foarte greu ca un antrenor care vine la echipă în 4 luni, cum a făcut Marius Bratu, a făcut progres extraordinar, dar e timpul scurt și încă pot spune că echipa nu este nici la 60-70% din ce și-ar dori antrenorul și stafful tehnic să joace.
Da, asta auzim că e un lucru bun. Deci de-abia începutul. Deci să se pregătească, ca să zicem, adversarii, că doar joacă la jumate de capacitate, până la 100%, mai e puțin de lucru. Vă dați seama că nu poți în 4 luni de zile să faci ce ți-ai dori sau să-ți impui tactica așa de bine. Da, și totuși a impus-o. Totuși amprenta e totuși pe jucători. Se vede că au deja relații de joc, au se înțeleg bine în teren, sunt atenți. Și în urmă cu 2 ani, când a fost antrenor, Marius Bratu și-a lăsat amprenta, pot spune, practic un joc frumos, un joc plăcut ochiului și un joc în care echipa are multe ocazii de gol. Da, deci, pentru că chiar acum chiar mă gândeam că acum 2 ani ați fost împreună pe aceeași bancă. Erați unul lângă altul acolo și la un moment dat el era președinte, dumneavoastră... La un moment dat antrenor. Rolurile s-au schimbat, dar suntem în aceeași echipă. Sunt aceiași oameni care au același țel. Suntem aceiași oameni cu același țel și nu vrem decât binele acestei echipe și progresul acestei echipe, atât de la nivelul copiilor și juniorilor, cât până la echipa de seniori. Eu cred că a fost nedrept ce s-a întâmplat acum 2 ani în urmă, să plece așa repede. Cred că avea șansele lui, trebuia lăsat și credea că putea face o figură frumoasă. Putea să eu am o vorbă, să nu mai vorbim despre trecut, să vorbim despre prezent și viitor. Marius Bratu a revenit la Focșani, a revenit bine, a demonstrat că în 4 nu poate face o echipă competitivă, chiar dacă lotul, să spunem, și cum spun foarte mulți specialiști din fotbal, nu este de aceeași valoare ca anul trecut. Eu țin să contrazic un pic lucrurile astea și cred că lotul este la fel de valoros, chiar dacă jucătorii care au evoluat mai puțin erau considerați mai puțin valoroși, eu cred că sunt foarte valoroși, sunt jucători buni pe care antrenorul cu stafful lui reușește să-i potențeze foarte tare și să-i ducă la un nivel foarte bun. Avem, la ora asta cred că avem un vestiar foarte bun, da? Niște jucători care se susțin unii pe ceilalți, jucători care vor să joace fotbal și au demonstrat că se poate. Chiar dacă unii îi considerau terminați sau mai puțin bine cotați, Marius Bratu a reușit să scoată cei mai buni din acești jucători și să se ducă, chiar dacă nu s-a încheiat campionatul încă, la ora asta când vorbim suntem pe primul loc, mai încolo vom vedea unde vom fi, dar oricum să știți că parcursul lor este extraordinar de frumos și a fost o revelație a acestui campionat. Aveți un meci important sâmbătă. Un meci care, sincer, vă spun că mi-aș dori să veniți cu cele 3 puncte. Indiferent cât ar fi scorul, dar să veniți cu ele acasă și să jucați ca acasă la fel de bine și să veniți cu cele 3 puncte. Vă dați seama că tratăm fiecare meci, îl tratăm foarte serios și cu o implicare foarte mare, dar să nu uităm că la fotbal întotdeauna sunt și adversari sau sunt doi opozanți, niciodată nu joci singur. Jocul de fotbal este o conjunctură, da? Poți prinde o zi foarte bună și adversarul o zi mai puțin bună și ești câștigător. Sau poți prinde tu o zi mai puțin bună, adversarul o zi foarte bună și va câștiga. Cert este că Oțelul Galați e o echipă foarte bună, este echipa care marchează cel mai mult din campionat, este echipa cu, să spunem, cel mai valoros lot din punct de vedere al titularelor și al rezervelor sau jucătorilor care sunt pe bancă, un jucător care a câștigat campionatul național,
da? pentru Țelul Galați este jucătorul care a făcut istorie, este antrenorul care a făcut istorie pentru echipa din Galați, dar și noi avem un antrenor inimos, un antrenor dornic de afirmare și spun eu, unul dintre marii antrenori pe care îi va avea România. Cu siguranță va ajunge undeva sus, dar cred că până nu și va împlini visul de la Focșani nu va pleca. Știți cum e, noi dorim să și îndeplinească visul la Focșani, dar dacă și îl îndeplinește în altă parte, suntem la fel de bucuroși. Da, este adevărat, dar până nu îndeplinește visul, să nu plece, știți cum e, fiecare suporter, eu vorbesc din calitate de suporter și în numele lor, că cu siguranță își doresc să rămână, cine-i focșănean, joacă și cu inima și antrenează și cu inima, cine vine din afară, nu mai e chiar așa, să fim sinceri. Da, să știți că în decursul campionatului, până contextul pandemic ne-a limitat sau ne-a stopat accesul spectatorilor, am observat că au început să revină la stadion foștii fotbaliști, oameni de fotbal care n-au mai fost, din diferite motive, n-au mai fost la fotbal, am reușit să-i reatragem către fotbal. Și chiar la ultimul joc am avut și galeria care nu am mai avut-o de mult timp, nu știu ce s-a întâmplat, de n-au mai venit suporterii, galeria alături de echipă. Poate și perioada asta pandemică și restricțiile din ultima perioadă poate i-a ținut acasă. Dar țin legătura cu liderii galeriei și chiar astăzi am vorbit cu unul dintre ei și mi-a spus că în momentul în care se vor ridica aceste restricții, vor veni aproape de echipă, pentru că această frumoasă echipă merită o galerie pe măsură la stadion. Da, mai ales Brigada Vrânceană, știu că trup și suflet pentru această echipă, îl susțin pe antrenor, pe președinte și tot staful tehnic. Vreau să reamintesc ceva ascultătorilor și privitorilor, când în septembrie la Focșani președintele împreună cu Consiliul Director, filmarea există, au pus umărul pentru a vopsi efectiv scaunele din tribune. De ce treaba asta? Pentru că nu v-ați aștepta la întrebarea asta, dar vreau să-mi răspundeți ce vă determină să faceți lucrurile astea, pentru că ați președinți sau doar dictatură, ca să nu spune altfel. Da, noi nu mergem după dictatură, noi mergem după puterea exemplului. Nu contează că ești președinte, că ești director, că ești administrator. Fiecare dintre noi trebuie să dăm un exemplu și doar prin exemple putem atrage și pe ceilalți alături de noi. Da, să vopsim niște scaune, să vopsim o tribună, lucrurile acestea cred că le facem și la noi acasă și dacă le facem la noi acasă le putem face și la stadion, care practic și stadionul este casa noastră, pentru că acolo ne desfășurăm activitatea. Poate unii spuneau, domnule, dai cu pensul la vopsești un scaun. Da, vopsesc un scaun. Păi de ce? Că ești președinte. Păi și dacă sunt președinte înseamnă că nu trebuie să vopsesc un scaun. Asta e o putere, exemplele poate și pentru alți președinți, ce înseamnă să fii președinte. Momentul în care dai celor subalternilor tău exemplu, prin exemplul tău de a munci cot la cot cu ei. Păi și în același timp le arăți devotamentul față de ce faci, pentru ce ai venit și cu inima deschisă, dar în același timp și prind încredere în dumneavoastră ca și președinte și automat lucrurile se creează acea liant și familie și oamenii vor avea de câștigat văzând om numărul 1, să zicem, din club, care face lucrurile de jos, cum ar spune ceilalți. Asta demonstrează foarte mult că slujiți celor care vin la stadion în definitiv. Să știți că foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, să știți că aceste lucruri nu le facem pentru noi, ci le facem pentru oamenii care vin la stadion, încercăm să le creăm
încercăm să le creăm condiții cât mai bune și omul când ajunge la stadion să nu se așeze pe un scaun murdar, pe un scaun care n-a mai fost vopsit de nu știu când, să toaletăm tribuna, să nu mai fie iarbă, să nu mai fie bureană pe în spate. Căutăm să le facem spectatorilor cât stau la noi pe stadion o oră jumate pe durata unui joc, să le facem cât mai confortabilă șederea alături de echipă. Practic omul când vine la stadion vine la un spectacol, când vine la un spectacol te aștepți să găsești condiții bune. Practic noi asta încercăm să facem. Suntem o echipă la stadion, staful administrativ, oamenii care îngrijesc gazonul, care îngrijesc stadionul, putem spune că nu contează, că e primul, că e ultimul, cu toți tragem la fel de mult să creăm condiții suporterilor să fie mulțumiți când vin la stadion și antrenorul împreună cu echipa să-i facă la fel de mulțumiți când pleacă de la stadion, să plece omul mulțumit de la stadion. Atât prin prisma rezultatului, cât și a condițiilor care le oferim. Pentru persoanele cu dizabilități există accesibilizare? Este o întrebare mai delicată. Spre rușinea noastră, să știți că în tribună nu există acces, dar îmi iau angajamentul că până în returul campionatului vom face o rampă astfel încât persoanele cu dizabilități să poată avea accesul în tribuna stadionului. Pentru că suporteri O secundă vă rog. Dacă suporterul vine la tribuna întâi, are o vedere foarte bună. Dacă merge la tribuna a doua, are doar gardul în față. Noi avem o zonă unde avem un gard ecupat, ceva în Premier League, de unde pot vedea și oamenii, persoane cu dizabilități care merg în scaun cu rotile, să spunem. La tribuna întâi chiar au o vedere bună. Doar că nu avem rampă să poată urca în tribuna. Da, mă gândesc că asta se va rezolva, pentru că și știți cum e, la fotbal sunt multe persoane care pentru că și aveți acolo dizabilitate. Eu sunt un grup civic care pledează pentru accesibilizarea orașului. Domnul Bratosin, dar ca și noi putem, ca și în marele campionat, să facilităm persoanelor cu dizabilități, putem să le facilităm un spațiu cât mai aproape de teren, exemplu pe pista de alergare, cum se fac și în alte campionate. Am văzut persoanele cu dizabilități în scaune cu rotule, sunt foarte aproape de gazon, iar noi putem facilita acest lucru. Asta e foarte bine, dacă se poate, o veste bună pentru suporte. Se poate și orice persoană cu dizabilități, da, mă refer la cel puțin la cei cu un grad de handicap locomotor, să spunem așa, oricând pot veni și vor fi cât mai aproape de suprafața de joc. Mai sunt și cei care văd mai slab, mai sunt și cei care... Deci putem facilita acest lucru și le putem permite accesul cât mai aproape de suprafața de joc. Dacă se poate în marele campionatele lumii, cred că putem face și noi acest lucru. Pentru că poate asta este o veste bună pentru suporterii care sunt cu o limitare fizică. Asta îi bucură pe suporteri și e un lucru frumos. Sperăm ca ramura asta sportului să ofere și sporturi paralimpice pentru persoanele cu dizabilități, clubul CSM Focșani, pentru că ar aduce un beneficiu sportului, pentru că sunt implicate și persoanele cu dizabilități în activități. Știu că un coleg al dumneavoastră a vorbit în cadrul unei întâlniri organizată de Disability Eu Sunt, domnul Zârnă, și și-a dorit și dorește să implice o astfel de secție unde persoanele cu dizabilități să aibă și să participe la paralimpicile naționale, locale, chiar și internaționale.
da, cu siguranță ne vom apleca și către această latură. Clubul CSM Focșani 2007 este dispus la orice provocare de genul acesta, să spunem, iar persoanele cu dizabilități cred că nu numai că ar trebui să aibă întâietate, dar cred că ar trebui și să oferim sprijinul. Este foarte bună ideea dumneavoastră și cred că pe viitor vom crea și o secție pentru aceste persoane. Că sunt fel convins că în oraș există persoane care fac diverse sporturi și pot aduce performanță și medalii orașului Focșani și să reprezinte cu brio, ca să spunem, județul Vrancea. De ce nu? Noi sprijinim aceste persoane și chiar pe această cale, eu sunt președinte la secția fotbal, persoanele cu dizabilități care poate, într-o formă sau altă. Cum doriți să-i ajutați pe persoane cu dizabilități? Că ați spus că vreți să vă implicați mai mult în viața lor și să faceți o secție pentru specială dedicată aceste persoane și mai ales la fotbal, că a zis că cei care pot. Ce să facă concret? Să vă ajute și din punct de vedere legislativ, pentru o accesibilizare mai bună, logistică, un consilier chiar, sau să vă fie, poate să joace fotbal, că sunt unele persoane și în Cârje joacă fotbal, chiar dacă am văzut un filmuleț pe rețelele de socializare, să-i vedeți pe cei cum jucau în două Cârje fotbal de numai, de cei că da, au două picioare. Să știți că de curând am văzut un joc de fotbal între persoane cu dizabilități și am rămas surprins, plăcut, impresionat de ambiția și dăruirea acestora, chiar ministrul sportului, domnul Eduard Novak, a participat la Jocurile Paralimpice cu un rezultat extraordinar și dumnealui cred că este cel mai bun exemplu de voință, de mare putere și de a demonstra că și oamenii care au avut un, să spunem, nu pot spune soartă nefericită, un dezavantaj de a avea diferite accidente sau de defect de naștere, cred că sportul îl poate practica toată lumea și indiferent de cât ești de în formă, de cât ești de sănătos, sportul se poate practica. Vă invit să dați pe YouTube sau pe Google fotbal pentru nevăzători, să vă uimesc. Da, ceva genul cu mingea aceea cu clopoței, nu? Exact, și e indicat de antrenori și au jucat recent la europene și au obținut, mi se pare că, medalia de campioni. I-am bătut pe Grecia, dacă mă înșel. Să știți că sunt unul dintre suporterii acestui sport și nu știu, poate nu am fost implicat personal la acest lucru, dar să știți că am urmărit aceste lucruri și chiar aș vrea să mă implic serios în sportul paralimpic și sfătuiesc orice persoană sau persoane care vor să practice fotbalul. Da, vă recomand, domnule da? Profesor, domnule președinte și domnule antrenor, să luați asociațiile din oraș cu dizabilități, că sunt nevăzători, că sunt locomotori, că sunt hipoacuzici, da? Cei cu deficiențe de auz sau de vorbire sau alte tipuri de dizabilități, să le întindeți această provocare. Să știți că vă spun în premieră, începând de săptămâna viitoare, o să caut responsabili sau președinte. O să vă dau eu pe Asociația Nevăzătorilor, o să vă trimit la tine când o să dacă, să ne întâlnim recent, pe de curând. Dacă mă ajutați dumneavoastră cu acest lucru, este foarte bine, pentru că toată lumea trebuie să aibă șansă la sport, toată lumea trebuie să aibă șanse egale, iar oamenii mai puțin fericiți sau, să spunem, cu dizabilități, cred că trebuie să aibă aceeași șansă ca orice om. Asta e da? Foarte bine, că la Focșani se poate dezvolta o altă mică
un alt mic grup de cașuri la copii și juniori. Da? Juniori, da. Putem dezvolta această mică academie, să-i spunem cu cuvântul ăsta așa frumos, pentru persoane cu dizabilități, să facem aceste competiții paralimpice locale, naționale și internaționale. Eu vă spun că sunt multe persoane în România, dacă stăm noaptea asta în toată, nu o să ne oprim să scoatem persoane care au reușit. Eu vă pot spune că dacă dumneavoastră vă pot promite chiar, știți cum e, promisiunea e mai... Eu vă spun că vom colabora bine și după interviul acesta și nu va fi primul, vom vedea rezultatele cu acele persoane care vor avea acces acolo și vor veni. Trebuie să mai vă felicit pentru un alt lucru. Vă rog. Pentru că ați, la rugămintea mea și cred că a suporterilor, ați luat decizia de a transmite pe pagina oficială a echipei CSM Focșani, secția fotbal, meciurile de acasă. Felicitări pentru lucrul ăsta. Da, vă mulțumim. Noi suntem la început. Să știți că avem o bună colaborare cu Sportul de Vrancea și vrem să avem o bună colaborare cu toți oamenii de presă, cu toți oamenii de presă sportivă și suntem dispuși să acceptăm sfaturi, idei de la orice om de presă și orice om de sport care ne poate ajuta vis-a-vis de acest lucru. Noi suntem la început, putem spune că suntem novici în ale presei sportive, în ale transmisiunilor în direct și... Da, e o transmisie bună făcută și de Silviu Stanciu și de domnul Viorel Paizan, că ambele canale am văzut că transmit. Pot spune că am beneficiat de sprijinul și de experiența dumnealor și suntem deschiși la orice fel de colaborare și la orice ne aduce plus. Și cred că în perioada asta de pandemie și restricții, suporterii din orașul Focșan și din țară și din afara țării, să știți, domnule președinte, că sunt onorați și ați văzut că vă scriu și mesaje acolo și de încurajare și rezultatele, cum stau, mai ales când au aflat că la Ianca era 1-1, final, oamenii erau tare fericiți și v-au trimis gânduri foarte pozitive. Adică oamenii erau mulțumiți de jocul prestat al echipei și de rezultatele pe care le-a realizat și pentru deschidere pe care dumneavoastră ați avut-o și la interviu pe care l-am preluat și îl găsesc cu oamenii pe canalul de YouTube Lumea în Obiectiv, Mircea Cosel Bratosin, și pe Facebook de asemenea, și acolo găsiți micul interviu dat domnului profesor Viorel Paizan. Da, noi suntem deschiși la tot ce poate aduce un plus valoare acestei echipe, acestui club, acestei comunități. Ne dorim să fim văzuți, să putem transmite mesajul sportului, mesajul fotbalului în toată lumea și datorită canalelor media, datorită dumneavoastră, datorită celor implicați, datorită comentatorilor sportivi, jurnaliștilor sportivi, iată că am ajuns să fim vizionați în toată Europa chiar. Da, facem în așa fel încât să preluăm și noi, dacă ne permiteți, o spunem public, să preluăm acele meciuri, să le postăm pe canalul de YouTube. Vă dați seama că noi suntem... Pentru a putea duce mai departe aceste rezultate ale dumneavoastră, implicarea antrenorului și relațiile cele de joc și proiectul frumos pe care dumneavoastră l-ați început de 4 luni de zile, pentru ca să atragem sponsori pe orice cale. Media, mai ales social media, este o cale foarte bună și știți cum e, dacă duci mesajul, nu știi de unde sare iepurile, cum se zice la noi în România, și pot apărea finanțatori, sponsori care să ajute această echipă care acum spune că este anonimă, nu este încă pe harta fotbalului, dar sunt fără convins că în câțiva ani va fi pe harta fotbalului românesc și poate chiar și internațional. Știți cum este? Dacă se va lucra încet, sigur și cu înțelepciune. Never say never, cum se spune. Jucători, atât oamenii de afaceri, cât și alți oameni, poate chiar nu sunt oameni de afaceri, dar oameni de bine ar putea veni lângă sport, atât lângă fotbal, cât și alături de celelalte ramuri sportive.
Aveți handbalul care onorează Focșani, trebuie să recunoaștem și să felicităm lucrul ăsta. Handbalul la ora aceasta este în prima ligă, joacă în cupele europene, le dorim succes și nu fac decât să ducă numele Focșani, numele Vrancei în toată Europa. Pentru că acum, oarecum vă impulsionează și pe dumneavoastră să duceți mai departe. Știți cum e, cel mai bun ambasador este sportul. Corect. Da. Oamenii de afaceri, eventuali sponsori, vin alături de o echipă doar când văd că este treabă serioasă, este totul transparent, este totul la vedere, pentru că lumea s-a săturat de ascunzișuri și de treburi făcute pe sub preș, să spunem așa. De acord cu dumneavoastră. Noi suntem deschiși, suntem transparenți și așteptăm cu drag pe oricine poate să susțină această echipă alături de noi. Orice mic ajutor, indiferent pe ce cale, important să o facă. Da, bineînțeles. În final, ce le promiteți suporterilor? Pentru că suporterii au nevoie de o promisiune din partea unui președinte și unui staff care trebuie să ne faceți cunoștință. Să știe toată lumea cu cine lucrați. Pentru că s-ar putea că nu toată lumea știe Consiliul Director, de exemplu, președintele clubului CSM Focșani, a tuturor ramurilor, o mică trecere în revista dumneavoastră ne-ar fi de mare folos, pentru ca focșanii să știe cine e acolo, ce face fiecare, pentru că ați vorbit de transparență și ar fi tare frumos ca oamenii să aibă în lumină toate aceste lucruri, pentru că nu de fiecare dată pe postările care apar în ziar sau pe pagina de Facebook nu apar toate persoane, apar a 2, 3, 4, depinde acum. Și ca să nu fie nimeni scos de pe listă, ca să spunem așa, să le luăm din merite, ar fi bine să-i le mulțumim tuturor. Păi, haideți să începem cu președintele Comitetului Director, este domnul Liviu Macovei, consilier local, fost sportiv, da? A jucat fotbal la liceu cu program sportiv din Focșani. Vicepreședintele Comitetului Director este domnul Paul Alexandrescu, profesor de educație fizică, fost fotbalist la CSM Focșani, a evoluat chiar și în Liga a doua și în Liga a întâi la futsal. Membru în Comitetul Director, domnul Cristian Zârnă, care a practicat atletismul, domnul primar Cristi Valentin Misăilă, domnul director al clubului, care este și membru în comitetul director, domnul Marius Batoc, da? Profesor de atletism cu rezultate extraordinare la nivel național, cât și la nivel european. La secția fotbal, președinte subsemnatul Mircea Lazar, antrenor principal Marius Bratu, antrenor secund Octavian Bucătaru, antrenor cu portare Manuel Ivanciu. A fost și jucător la Focșani? A fost și jucător la CSM Focșani, de asemenea. Director sportiv domnul Vasile Burgă, fost fotbalist al Focșani. Antrenor fotbalist la Selena Bacău în prima ligă, antrenor la CSM Focșani. Delegat al echipei este domnul Căldare Gheorghe, care se ocupă și de fotografii. Pasiunea dumnealui este fotografia, asta este un hobby al dumnealui, dar dumnealui este administratorul bazei sportive și după cum se vede, baza sportivă arată foarte, foarte bine. Magazionerul Aurel Corpaci și masiorul Gabriel Bratu, masiorul și omul care este cel mai aproape de jucători, să spunem așa, pentru că el ajută cu încălzirea, cu... Și kinetoterapeutul. Și kinetoterapeutul o să, din retur, din luna ianuarie, o să facem un contract de colaborare și cu medic, o să avem și medic la echipă, în persoana domnului doctor Ropotică, da, medic
medic care va fi, va fi alături de noi, medic ortoped. Și un doctor tânăr și foarte bun. Asta înseamnă că începe ușor, ușor și dezvoltarea staff-ului. Da, ne dorim din tot sufletul să facem o treabă bună, ne dorim să atragem cât mai mulți copii către acest sport frumos care este fotbalului și vrem să-i dăm acea măreție pe care a avut-o înainte. Asta este frumos și mulțumim tuturor acestor nume care pun numărul la rezultatele frumoase prin orice modalitate și iată că ajungem să mulțumim și suporterul care va veni din nou la stadion. Sunt onorat că v-am cunoscut și personal. Sunt onorat că v-am cunoscut și pe domnul Marius Bratu, cu care am dialogat în interviu, chiar pe stadion, pe arena din Focșani, da? Milcovu. Trebuie să spun că arată bine pentru Liga 3, totuși gazonul. Dacă te duci în alte locuri, te cam împiedici, ca să nu spun asta. Deci arată suprafața bine, sincer, suprafața, mă refer la gazon, așa, adică pentru suprafața, Liga 3. Suprafața de joc arată foarte bine și cred că așa ar trebui să arate toate suprafețele de joc de la Liga 4, Liga 3 în sus, pentru că fotbalul trebuie jucat în condiții bune și foarte bune. Ca jucătorul se poate exprima tehnic bine, e nevoie și de un gazon bine, de terenuri bine întreținute și cred că aici se face și diferența. Știți că la un moment dat se spunea că Focșaniu este printre orașele care are un gazon cel mai bun. Da, Focșaniu chiar are una dintre cele mai bune suprafețe de joc în țară, dar ne dorim să și avem un teren modern. Consiliul Național de Investiții promitea. Da, Compania Națională de Investiții promitea două stadioane, unul la Tineretului și cel de la Milcovul pentru refacere și auzisem varianta pentru jucat meciurile de acasă la Mândrești undeva. Nu, din ce știu eu, ambele stadioane aduce. Așa era acum un an și ceva, deci vă dați seama, informația e veche, deci nu. Vechea conducere. Cel din atât stadionul 23 august, cât și stadionul Mircovul, din ce știu eu, sunt prinse în programul acesta de reabilitare a CNI-ului. Sper că în viitorul apropiat, cel puțin unul dintre aceste terenuri să se modernizeze, să facă un stadion nou, la care toți suporterii și toată suflarea fotbalului vrâncean să vină alături de noi, să se bucure de o bază sportivă, de un teren foarte bun și de condiții foarte bune. Eu sper ca el să ajungă la un nivel foarte înalt, dacă tot e făcut din temelii și mă gândesc că atunci va putea fi accesibilizare pentru toate persoanele și vor avea loc toate persoanele. Mă gândesc că va fi un stadion de undeva de 10.000 de locuri. Da, probabil cam pe acolo, între 8 și 10.000 cu siguranță va fi. Noi nu le promitem, ne dorim și cu siguranță acest stadion, cred că într-un an, maxim 2, va începe construcția lui. Bun, și unde veți juca? Pentru că, bun, dacă veți începe această construcție, ca să spunem, reconstrucție stadionul din temelii, cum au fost și alte stadioane. Unde vă propuneți să jucați? Păi este foarte simplu. Cel mai simplu sau cea mai simplă metodă ar fi ca stadionul 23 august să intre primul, da? Da. Să se facă primul. Dacă se face 23 august, noi vom rămâne tot în bază după Milcovul să jucăm și apoi ne vom putea muta să susținem meciurile pe stadionul 23 august. Da, și antrenamentele... Rămânând ca antrenamentele să le facem pe Milcov. Vă dați seama că niciodată nu există în niciun oraș, cum noi suntem un oraș de 75.000, cred că, de locuitori, nu s-au făcut două terenuri de același tip. Pe hârtie sau pe unde?
Că mă gândesc că sunteți mai puțin de 75.000. Bă, nu știu să vă spun. Eu așa am crezut, e cu aproximație, nu sunt... Pentru că au plecat foarte mulți în alte orașe sau în străinătate. Din păcate, foarte mulți vrâncini sunt în străinătate. Sperăm că în viitor apropie să revină acasă. Bun. Am ajuns către final. Avem câteva meciuri importante. Au mai rămas foarte puține meciuri până la sfârșitul campionatului acelor 18 etape, că apoi urmează play-off și alte baraje. Ce vă doriți? Câte puncte vă doriți să scoateți în următoarele, câte sunt? 5 meciuri de la 15 puncte. Noi fiecare joc îl tratăm la victorie. Ne dorim maxim de puncte din fiecare joc. Acum vom vedea câte vom obține. Ne pregătim foarte serios. Jucătorii sunt motivați. Vor să câștige fiecare meci. Nu intrăm la niciun meci la egal sau... Ferească Dumnezeu, hai să mergem să facem act de prezență, nu? Vom juca toate, vom trata toate jocurile foarte, foarte serios și le vom juca la victorie. Câte puncte vom face, vom vedea. Am ne interes. Dorim să câștigăm fiecare meci și tocmai de aceasta vreau să repet că la începutul campionatului obiectivul nostru a fost să formăm o echipă competitivă, dar dacă valul ne-a dus acolo sus, ne dorim să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Repet, în opinia mea, din punct de vedere al bugetului, al lotului, al orașului, al ambergului... Bun, ne puteți spune bugetul. Exact. Ne puteți spune bugetul exact în acest an față de cel din anii trecuți, dacă se poate? Ca să vedem diferența. Diferența de buget care s-a investit și s-a terminat pe locul 5 și pe locul 3... Ok, în regulă. Da, lucrul acesta vi-l pot spune undeva în luna ianuarie. Noi mai avem două etape de campionat de jucat, da? Mai avem etapa aceasta cu Oțelul și cu Făurei. Vom trage linie, vom vedea cheltuielile care le-am făcut pe jumate de an, pentru că noi am început după vacanță, cum s-ar spune. Anul este împărțit în două, da? Da, de acord cu dumneavoastră. Exact, vom trage linie și vom vedea cât am cheltuit din vară și până acum, că s-a cheltuit din iarnă și până în vară. Okay. Bun, un mesaj pentru focșăneni. Ce să facă pentru cei din străinătate? Vine 1 decembrie acum, pentru focșăneni vine și un meci de 1 decembrie. Da, voia să spune ceva, puteți spune și apoi am vrut să răspunde și la ce eu. Da, ce vă pot spune că sunt cheltuieli mai mici decât în turul campionatului, pentru că am căutat cât mai mult să mai restrângem cheltuielile, să mai strângem cureaua, pentru că nici Consiliul Local nu poate susține foarte mult. Da, știm, cunoaștem situația actuală, datorită contextului pandemic, foarte mulți bani s-au cheltuit și ar trebui ca fiecare dintre noi să fim atenți cu cheltuielile, să mai aducem sponsori astfel încât sportul să meargă pe repede înainte. Să înțeleg că salariile sunt la zi. Suntem cu salarii la zi, premier la zi, suntem la zi. Cu fotbaliștii focșeneni au toate motivele să fie la cel mai înalt. Am înțeles. Bun. Ce le urăm focșănilor, românilor și fotbaliștilor și antrenorilor care lucrează la CSM Focșani de 1 decembrie? În primul rând, datorită contextului pandemic și datorită nenorocirii care a apărut asupra populației, asupra lumii, le dorim multă sănătate, să treacă cu bine peste această pandemie, care, din păcate, a luat dintre noi foarte mulți prieteni, neamuri, cunoștințe, să fie cât mai atenți și să aibă grijă de ei.
Vă doresc multă sănătate și jucătorilor să se protejeze de acest virus ucigător care face la jucătorii noștri sunt, cred că suntem una dintre puținele echipe cu toți jucătorii vaccinați. Da? Cu toate dozele? Depinde. Sunt dintre ei care au făcut Johnson, care este un vaccin... Toate dozele? Spuneți că au făcut diverse vaccinuri. Asta vreau să vă spun. Au făcut diferite tipuri de vaccin. Unii au făcut Johnson, care se face într-o singură doză, alții Pfizer, alții Moderna. Deci suntem la zi cu prevenția, avem jucători conștiincioși, care și-au dat seama de acest virus COVID-19, care aduce numai nenorocire și s-au protejat vaccinându-se. Noi suntem una, cred că, între puținele echipe din România care atât staful tehnic cât și jucătorii sunt complet vaccinați. Asta e foarte bine, un exemplu și pentru celelalte echipe care încă n-au făcut lucrul ăsta să o facă, și lider și la vaccin și în teren. Asta e bine, felicitări! Mulțumim mult de tot! Vaccinul este fără bani, este gratis, putem beneficia cu toții și cred că este una din metodele care ne poate proteja și care ne poate lungi viața. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat provocarea de a veni la Lumea în Obiectiv. Am ținut de mult să fim împreună aici și să discutăm lucrurile transparent și direct, fără perdea. Și vă mulțumesc că ați făcut lucrul ăsta. Și vă mai aștept și la altă ocazie să ne mai dați vești bune și vă doresc mult succes la meciul cu Oțelul și cu Favorei, să luați 6 puncte și să rămâneți, să iernați, ca să spunem așa, pe primul loc. Mulțumesc și eu, mulțumesc mult pentru invitație. Vă doresc numai bine, atât dumneavoastră, cât și telespectatorilor dumneavoastră, și să ne revedem sănătoși. Numai bine, multă sănătate și hai Focșani! Doamne ajută, numai bine, hai Focșani! Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătosin.